Care însoțitora persoanelor cu handicap a primit zilele trecute câte 3,7 milioane de lei vechi din suma de 5,2 milioane de lei pe care trebuia să o primească lunar. Doar că oamenii mai au de primit bani din urmă pentru alte 3 luni de zile. În luna decembrie, oamenii din Vadul Moldovei care se ocupă de persoanele cu handicap au protestat în fața primăriei pentru că nu și-a mai primit indemnizația de câteva luni. Primarul din Vadul Moldovei, PSD-istul Maricel Iacob, s-a plâns atunci că nu a primit sumele de bani necesare de la Consiliul Județean. În replică, președintele Gheorghe Flutur i-a reproșat primarului că nu a rezolvat problema din fonduri proprii, pentru că legea îi permite, cu atât mai mult cu cât a încheiat anul pe plus la bugetul local. Și prefectul județului a anunțat că va demara o anchetă la primăria Vadul Moldovei.